Salut, balanțe! Voi face citirea pentru 16 iulie, 31 iulie 2024 și voi începe în primul rând cu horoscopul, o prezentare scurtă. Lilith este în balanță, este personalitatea voastră, care este în opoziție cu Neptun retrograd, deci cu contracte, asocieri, procese, căsătorie, unde gândirea voastră poate să fie și greșită, să vă folosiți imaginația fantezist, să fiți neatenți, să aveți o teamă de a nu greși, să aveți anumite frici care vă aducă ce blocaje în comunicare, neclaritate, în gândire și confuzie. Sfatul este răbdare și credință. Opoziția aceasta este valorificată într-o planetă focar Pluto retrograd, printr-un sextil și un trigon. Puteți să vă folosiți instinctele, transformările și schimbările personale care sunt benefice pentru voi. Pluto retrograd este în trigon cu Lilith. Acest aspect se va menține foarte mult timp, până aproape spre sfârșitul lunii. Vă favorizează să vă folosiți instinctele, transformarea, schimbările personale. Luna este în cuadratură cu Lilith. Luna fiind într-o casă a familiei, a căminului, a relațiilor cu partenerul de viață. Aici aveți frustrări, nervozitate, schimbări cu posibile pierderi materiale, probleme de sănătate sau plecarea din trenoia unor persoane sau despărțirea de unor persoane sau de lucruri la care țineți. Venus este în sextil cu Jupiter. Este un aspect foarte benefic pentru voi, va aduce abundență. Jupiter fiind în gemeni, vorbim de cunoaștere, de studii, de filozofie, religie, călătorii. Acestea sunt principalele aspecte pentru voi. Venus este în Leu. Vorbim de comunicare. Deci de relații, de relațiile cu prietenii, cu protectorii. Acestea sunt principalele aspecte care sunt foarte benefice pentru voi. Va aduce o reușită financiară, poate să fie să vă aducă abundență, tocmai datorită folosirii, să zicem, a cunoașterii, a studiilor. Să vă atingeți niște scopuri, să vă folosiți diplomația cu ușurință, să legați prietenii, sunteți bine dispuși, veseli, vă simțiți bine. Dar și aveți o tendință spre a cheltui. Și aici este un mic, să zicem, semnal de atenție. Relațiile sunt benefice. În 21 iulie se formează luna plină din Capricorn. Este vorba de familie, cămin, căminul vostru, trecut, tradiții. Această lună plină se formează la ora 13:17 minute, ora Bucureștiului, în 29 de grade și 8 minute Capricorn, vorbim de grade, este ultimul grad, grade anaretice, deci sunt foarte importante. Este un moment de tensiune pe axa Capricorn-Rac și vorbim de familie și carieră. Reușitele profesionale sau sociale. Tensiunile de pe această axă, RAC-Capricorn, pot fi valorificate în planeta Neptun retrograd, unde legat de
activitatea voastră zilnică, de munca zilnică, de sănătate, vă puteți folosi intuiția, creativitatea, credința și spiritualitatea. Luna este în sextil cu Neptun retrograd. Vă favorizează ideile, legătura cu familia, cu trecutul. Sunteți devotați familiei, căminului și dependenți de casă. Sunteți visători, creativi în familie. Ascendentul este în 22 de grade balanță, deci favorizează dorința de relații. Riscul de aici apare și relații nepotrivite. Sunteți amabili, plăcuți, responsabili, dar și, am zice, aceste relații trebuie să le și selectați, fiindcă unele relații nu vă mai folosesc și puteți renunța la ele. Soarele este pe cuspida, în momentul de lună plină, soarele este pe cuspida casei a 10-a, pe mijlocul cerului, în rac. Reușite personale, renume, vă atingeți obiectivele, vă urmăriți obiectivele legate de familie, de cămin, de relații, de partenerul de viață. Luna este pe cuspida casei a 4-a, pe fundul cerului, în Capricorn. Este ceea ce avem de rezolvat și ambiția de a dobândi ceea ce ne urmărim. Marte face ingresul în Gemeni. Vă favorizează gândirea, comunicarea, studiile, călătoriile sunt foarte benefice pentru voi pentru a acumula informații și a le transmite celorlalți. Se formează aici o piramidă în acest moment de lună plină, de pe 21 avem o piramidă, Marea Piramidă, formată de Lilith, Pluto retrograd și Marte, care va dura ceva timp până pe 28. Vă favorizează aducând armonie, stabilitate, ideile sunt benefice, gândire logică, relații și asocieri. Sunteți curioși, idealiști, ambițioși, cu o gândire bună, dar uneori și superficiali. Și dacă ne uităm, Marte în trigon cu Lilith, vorbim de cunoaștere, de studii, unde dacă sunteți bărbați puteți arăta foarte multă energie, dar această energie poate să devieze spre violențe sau spre atitudini foarte tranșante, dar dacă folosiți această energie în sport, vă eliberați. Dacă sunteți femei, aveți acea autoritate și tendința de a impune celorlalți o anumită distanță. Trigonul este valorificat prin sextilul, două unghiuri de 60 de grade, deci sextile, în soare, unde pentru voi reprezintă carieră, reușite profesionale, reușite sociale, reușite în familie, unde voi vă folosiți energia în familie, în cămin, în relații cu membrii familiei, având activități creative. Marte este în trigon cu Pluto retrograd. Marte, vorbim de cunoaștere, studii. Pluto este învărsător și este în munca voastră zilnică, sănătatea. Acest trigon va aduce acțiuni ascunse, dar puteți să vă așteptați și la blocaje. Puteți să aveți ambiții să faceți ceea ce v-ați propus. Acțiunile voastre pot fi extreme și
pot să aducă și riscuri. Dar acest trigon Pluto-Lilith, Pluto-retrograd cu Lilith, vă aduce transformări, folosirea instinctelor și legături ascunse. Trigonul Marte cu Pluto retrograd este valorificat în planeta Neptun retrograd printr-un triunghi minor, deci două sextile, unde puteți lega de contracte, asocieri, procese, să vă folosiți intuiția, creativitatea, spiritualitatea, religia, dar riscați totuși și visare și să vă amăgiți. Trigonul Soare cu Neptun retrograd este valorificat în Marte, în Gemeni, printr-un triunghi minor, deci prin două sextile, unde puteți acționa, deci vorbim de cariera voastră și de contractele care pot fi legate de această carieră, voi puteți să acționați prin această cunoaștere, intuiție, folosirea studiilor, a călătoriilor, participarea la niște concursuri, dar riscați totuși din teama de a pierde, de a pierde controlul. Acest lucru poate să vă aducă o autodistrugere, o autoblocare. Tensiunile sunt valorificate prin această configurație Delta în planeta Marte, unde, așa cum am spus, puteți să vă folosiți de studii, călătorii, scopuri, acumulări informații și sunt benefice. Venus este în opoziție cu Luna. Venus din zona relațiilor vă influențează cumva emoțiile, tensiunile în munca voastră zilnică, în sănătate. Vă dă o instabilitate, o derută, sunteți supra-solicitați nervos. Relațiile sunt tensionate și instabile. Soarele formează un sextil cu Lilith, deci vorbim de relațiile voastre cu prietenii, unde sunteți foarte lucizi, cu o gândire analitică. Ocazia să legați relații, dar să aveți și secrete, creativitate și transformări. Opoziția Soare cu Pluto retrograd este această opoziție legată de relațiile și de prieteni, protectori, care aduc tensiuni, pun tensiune pe munca voastră zilnică, pe rutina voastră zilnică și chiar pe sănătate. Puteți să vă folosiți de tact, de diplomație, de creativitate. În 26 iulie, Mercur face ingresul în Fecioară. Îmi zice o casa 12-a pentru voi, karmică, unde vă puteți fixa gândirea, ideile, detalii, să analizați cu seriozitate, să vă fixați obiective, să vă organizați activitatea cu foarte mare atenție, să examinați în profunzime aspectele complexe. În 29 iulie, Venus este în quadratură cu Luna. Am zice că legat de relații, și de relații și schimbări care pot apărea în relații, sunteți cumva derutat, supra-solicitat, nervos, relațiile sunt tensionate, schimbătoare. Și chiar
încercați să vă folosiți de gândirea voastră. Aceasta a fost pentru voi oroscopul, un scurt horoscop. Remarcați că în aceste două săptămâni avem niște perioade foarte benefice când trebuie să ne folosim de acea piramidă și de aspectul de lună plină, când putem într-adevăr să avem niște realizări. Și iată, aveți aici un rege de bâte, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în leu, care poate să arate că vrea să vă ajute, să vă sprijine, să rezolvați o situație nedreaptă, în care ați fost trădați, deci ar vrea să vă ajute legat de această trădare și chiar să aveți noroc. Dar, așa cum am spus întotdeauna, norocul este o speranță, nu un fapt, adică nu neapărat acest Sphinx va roti această roată încât să aveți noroc. Trebuie să vi-l apropiați norocul, să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, să fiți corecți, să vă ascundeți scopurile și să fiți fermi în această atitudine. Voi aveți totuși aici o situație de nemulțumire, ceva vă nemulțumește, ceva vă face să fiți izolați față de ceilalți. Tocmai acest ceva este contestarea. Sunt persoane care vă contestă anumite drepturi legate de profesia voastră, legate de munca voastră, de bunurile voastre, unde voi vă doriți să aduceți rațiunea, să impuneți această spadă, spada să aducă rațiunea, spada să impună această rațiune sau să vă facă dreptate pedepsindu-i pe cei incorecți. Și acum vom vedea, da, pentru fiecare, iată un 10 de spade, sunteți doborâți efectiv de răutatea celorlalți, carul de luptă și lumea. Deci putem spune că voi aveți aici o situație dificilă, de ținut sub control, în care poate că aveți niște probleme cu anumite persoane care vă fac rău, probleme de bani, probleme de bunuri materiale, de resurse și chiar poate de sănătate. Sfatul acestei arcane ar fi să vă liniștiți și veți găsi soluții prin credință. În schimb, carul de luptă vine în poziția fericirii. S-ar părea că sunteți foarte activi și acest car de luptă poate să reprezinte dorința voastră să ieșiți din stagnare și să impuneți cumva voința voastră printr-un triumf, dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. În ceea ce privește lumea, vine și aduce o schimbare profundă legată de cunoașterea voastră, de călătorii, de studii, de examene, unde vă schimbați ideile, gândirea, mentalul, creativitatea, sentimentele, energia, vitalitatea, cunoașterea, comunicarea, relațiile. Este o schimbare benefică, fiindcă ea depinde numai de voința voastră. Când veți decide, voi veți renunța la această schimbare și ea are și o protecție divină. În ceea ce privesc resursele, bunurile materiale, diavolul, rutina zilnică, munca zilnică, magicianul și optul de spade. Vorbim de diavol care arată vicii legate de bunurile materiale, sunt niște vicii, niște greșeli.
unde acest personaj, diavolul, poate fi un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vă urmărește orice greșeală, orice slăbiciune pe care ar putea să o exploateze, să vă aducă în puterea lui, să vă lege de scaunul lui și să vă pună să jucați după cum își dorește. Deci trebuie să fiți foarte atenți la aceste bunuri materiale acumulate de voi, fiindcă aici sunt niște vicii și trebuie să fiți foarte prudenți. Rutina voastră de zilnică vă face un fel de magicieni. Vreți să vă urmăriți scopurile, vreți să vă fixați un obiectiv pe care să-l urmăriți, să vă folosiți de gândire, de idei, de creativitate, de comunicare, de relații, de energie, de vitalitate, plus bagheta magică, care poate să vă ajute să manipulați situații sau persoane și să ajungeți acolo unde vă doriți. Deci să vă atingeți scopul pe care vi l-ați fixat. 8 de spade legat de cariera voastră arată că veți primi o veste și această veste vă dă o stare de captivitate, dar veți putea găsi soluții dacă vă liniștiți. Vorbim de comunicare, contracte, relații. Comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini este încheiată. Ceva s-a încheiat, deci aici nu mai există niciun fel de comunicare cu această arcană. Moartea arată clar că nu aveți nicio comunicare cu ei și preferați să nu mai comunicați, preferați să vă pregătiți pentru o schimbare, o schimbare care să vă scoată din stagnare. În ceea ce privește un contract, o asociere, voi vreți un început, vreți să începeți ceva, să faceți ceva, să aveți acest as de bâte. Deci să dea un aspect foarte benefic pentru voi, asul de bâte. Un început nou, energie nouă, vitalitate. În schimb, prințul de cupe arată că prietenii voștri sunt într-un fel sau altul, chiar dacă vorbim de protector, nu neapărat de prieteni, sunt un fel de curtezani. Ei cheltuie toți banii pe care i-au, se distrează, le place distracția, le place să-și creeze o atmosferă plăcută, agreabilă, dar impresia pe care o lasă este aceea de curtezani. Familia, căminul, schimbarea, transformarea și karma voastră sau secretul, sacrificiul. Voi aveți în familie o ceartă, o dispută foarte urâtă, unde veți spune tot ce aveți de spus și celălalt va spune tot ce are de spus și veți ajunge la o despărțire. O despărțire care nu mai lasă loc de împăcare. Un rege de cupe, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul. Dacă voi vreți să-i câștigați bunăvoința, trebuie să fiți foarte atenți să nu-l răniți, fiindcă odată rănit acest Scorpion poate să se și răzbune. În ceea ce privește karma, sacrificiul vostru, secretul vostru, este acela de schimbare. Ați luat o schimbare care să vă ducă spre ape liniștite, spre calm, spre armonie. Aceasta a fost citirea pentru voi, balanțele, deci așteptați-vă în cunoaștere, în studii, să aveți o schimbare profundă, dar legat de resurse trebuie să fiți foarte atenți cu acest diavol. Magicianul vă ajută să faceți față în fiecare zi la solicitările pe care le aveți, iar moartea arată că comunicarea voastră cu o anumită categorie de oameni s-a încheiat. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută sau vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!